Starea tinerei rănite în explozia care a avut loc duminică 21 februarie într-un bloc din Cluj-Napoca este foarte gravă. Este vorba despre o tânără cu vârsta de 21 de ani. Are 60% arsură pe extremitatea cefalică și probabil căi aeriene. Este intubată și ventilată mecanic. Fără suport vasopresor la venire, dar vedem. Prognosticul este extrem de rezervat, a declarat medicul Adrian Stanculea pentru monitorul Cluj.ro. Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc duminică dimineață la Cluj-Napoca, într-un apartament din cartierul Grigorescu. Tânăra rănită grav a fost adusă cu un elicopter SMURD la București, fiind internată la Spitalul de Arș.